Încă un vis este pe cale să devină realitate, iar în spatele lui stă o echipă de oameni frumoși, inimoși și săritori. Despre noi visuri la cheie povestim cu Omid Ganadi, Laura Boghiu și Cristina Joia. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Unde ajungeți în această seară? La ce oameni? Hai, spuneți voi! Relativ aproape de București. Da. În Vasilați. Vasilați? Da, da. Ați fost? Nu, nu, unde e asta? Nici nu știu unde e. Nu știu. Adică spre ce direcție? Spre sud, spre nord, spre est, spre vest? Eu am pierdut hasa, la cât ne-am plimbat. Spre sud. Călăraș, da. Sud. Mă rog, este oricum puțin important. Exact. Important este ce vom descoperi acolo. O poveste foarte, foarte încărcată. Vreau să vă spun că probabil fiecare dintre noi, la fiecare caz, vrem, nu vrem, găsim un motiv să legăm povestea familiei la ceea ce ne face pe noi să fim vulnerabili, practic. Iar cazul ăsta pentru mine este un caz foarte, foarte încărcat, pentru că este vorba de un tată cu doi copii și mama care a decedat. Și orice faceam eu acolo, mi-era foarte greu să nu pot să mă conectez cu copiii, să mă uit în ochii lor și în mintea mea să nu mă pun pe mine și pe copiii mei în situația asta. Și a fost foarte greu. Copiii pentru mine mici. A fost foarte greu. Da. 12 și 8 ani, 9 ani. Da, și 8. Și băiețelul era foarte afectat. Adică Cosmina era introvertită și ținea lucrurile, adică părea cumva că a trecut peste, dar era destul de introvertit, așa, nu-și exprima emoția, dar băiețelul trecea de la o stare la alta. Da. Era de ajuns să vadă, aveau, cum intrai în curte, pe o placă de beton, erau mâinile tatălui și ale mamei, în momentul în care era bolnavă de cancer și în momentul în care și-a dat seama că o să se ducă la un moment dat, s-a gândit să le lase o amintire. Și vă dați seama, de fiecare dată să intri în curte și să vezi mâna, deci băiețelul plângea de fiecare dată. Era de ajuns să spunem, nu știu, mama, cuvântul mamă și plângea în hohote, adică era foarte greu să-l... Da, nu, a fost un caz foarte greu. A fost dificil. Dar ne bucurăm că totuși am reușit să-i aducem o bucurie pe fețele lor. Da, da. Și trecând la lucruri mai vesele, cred că o să fie primul episod în care noi ne certăm cu Dragoș. Da. Am uitat. Am adus aminte. Voi toți cu el? Da. Noi suntem uniți. Ce v-ați luat? Dar el, nu eu. El este că casa avea o mare problemă. Acoperișul, cornișa era undeva la 1,90 m, o mi-a dat și de-a cu capul când a intrat în casă. Și Costinel, tatăl, ne-a spus, noi nu vrem să renunțăm la verandă, trebuie să o păstrăm. Și am zis, nu avem cum să intrăm într-un metru 90. Și acolo am început discuțiile cu Dragoș. De ce vreau să o păstreze? Era visul mamei. Ea își dorise atât de mult acea verandă. Dar au făcut-o cum au putut, cum s-au priceput. Nu aveau, adică, atâta material au avut. Asta au putut să facă. Și atunci Dragoș cumva luase această decizie de a nu schimba nimic emoțional. Adică i-am înțeles punctul lui de vedere, dar noi am încercat să facem altceva păstrând conceptul. Să știți că în final, până la urmă, ne-am împăcat, da? Eu sunt super prieten deci, cu Dragoș. Deci voia să păstrați veranda și voi vă gândeați să o adaptați, să o modificați? Nu, să o demolăm și să facem una nouă, mult mai frumos. Exact, era vorba de încredere și de... Lasă pe cei care știu să facă treabă să-și facă treabă versus de toate lumea zice că Dragoș nu, face treabă. Nu, dar bine. Exact. Nu, să înțeleg. Okay, cum e? Clar. Când te plimbi pe stradă cu Dragoș, toată lumea îl oprește, zice ce case frumoase faci, Dragoș. Da. Și aici o mică frustrare. Care case... Am reglat, așa. Am avut o situație de reglat și s-au reglat, suntem super. Pe Dragoș am văzut cum îl privesc, dar cum vă privesc pe voi oamenii, cei cărora mergeți să le schimbați viața? Eu am impresia că lumea se uită la mine ca și cum se uită, unde e bagheta aia magică? Hai, nu se întâmplă peste noapte? Păi da, cum? unde ține Omid bagheta aia? Cu ce face chestia aia de se întâmplă? Așa, asta e impresia pe care are lumea. Laura, cum e pentru tine să interacționezi cu oamenii în suferință? Măi, foarte plăcut nu este, pentru că vrei, nu vrei, primești toată suferința lor, o primești și o ții cu tine până termin proiectul. Sunt familii pe care le ții la suflet și după ce termin proiectul. Nu e foarte ușor, dar încerc să mă detașez cât pot de mult de
Voi cum sunteți repartizați în proiectele astea? Adică de ce vă ocupați fiecare? Depinde de proiect. Depinde de proiect. Uneori Laura se ocupă de fațadă și de o parte mai mică din casă, uneori eu fac chestia asta, Cristina se ocupă mai mult de design interior. Ne împărțim egal. Da. Toată treaba. Important este că eu de obicei fac baia, nu știu de ce. Tu baia și bucătăria. Fuc de baie, cred. Da, nu, pică pe tine cum ar veni. Primele frumoase și de atunci. Nu, că îți dai seama că în cazurile pe care avem noi sunt și niște băi foarte mici și cu niște țevi complicate, cu niște... Chiar la cazul de data trecută mă tot întreba, am văzut episodul acasă împreună cu Ilinca și mă tot întreba ce e cu ghiveciul ăla pus acolo sus. Zic, pe ăla acoperă țeavă de scurgere de la vecin, pentru că fiind de confort 3 blocul, n-are șapă. 12-3, te rog. Cu acurate, 3 îmbunătățiri. Și țeavă de scurgere de la vecin intră la vecin și pleacă. Și a trebuit să pun un ghiveci acolo ca să-l acoperi. Dar să știi că da foarte bine în baie. Da. Cred că e amuzant să te vedem așa înalt, chinuindu-te într-un spațiu așa mic. Dar nu mai fac. Dar vi s-a întâmplat până acum să fiți într-o situație în care să nu prea găsiți soluții sau să vă fie foarte greu? O situație limită. Să zicem limită, da. Veniți la film, nu la filmări, veniți la ultima seară înainte de predare. Atunci este amuzant. Puneți mâna fizică, adică bănesc că îți faceți. Altfel nu se termină. Da, exact, altfel nu se termină. Și ești conștient că a doua zi vine familia și tu încă noi suntem și în poziția aia de... Noi suntem felicitați când lucrurile ies bine cu toții. Dacă și? Ceva nu e bine, suntem singurii vinovați. Păi, na, cine vrea? Unde e Florin? Unde-i Dragoș? Unde-i Dragoș care ar putea fi vinovat, spre exemplu? El doar felicitări primește. Da. Asta e că ești frumos. Da, pentru că tot se apropie sărbătorile. Voi când aranjați o casă, vă gândiți, ăsta e locul bradului? Da. Aveți lucruri de-astea care trebuie familia, să spunem. Deci, cine face living-ul? Cum te-ai dus tu, mă, extraordinar. Extraordinar. Eu așa m-aș deci, uite, știi cum a căzut în mine întrebarea asta? Că acum, efectiv, deci aștept răspunsul vostru cu sufletul. Te duci în weekend să-ți cumperi globuri? Nu, dar serios, nu e. Nu ne gândim la asta. E bine în living să lași un colț, poate în hol. Dar poți să mai cumperi un brăduț mic pe care poți să-l mai pui pe masă. Sau poți să nu faci deloc. Exact. Să pui niște beculețe în hol. Și neapărat artificial, da? Nu natural. Este primul meu Crăciun cu doamnele. Nu știu exact ce părere au. Brad natural în ghiveci. După care merită să poate fi replantare. Să lăsăm bradul, să lăsăm Crăciunul. Că mai e până atunci. Dar voi, foarte puțin. Nu simți așa? N-auzi? Pe lângă conflictul dintre voi și Dragoș, există situații în care voi, ca echipă, intrați într-o stare de conflict, să spunem? Adică aveți păreri divergente? Dom'le, eu zic să facem așa, nu, stai puțin, că uite, ar fi bine să facem așa și... În echipa noastră, nu. În echipă, nu. Știu că te dezamăgim, dar știi de ce nu? Pentru că fiecare se ocupă de spațiul lui și de cele mai multe ori, adică ne sfătuim unii cu alții. Că la un moment dat, deci nu intri în conflict, dar la un moment dat pur și simplu simți că ai așa un... vezi așa în ceață și nu-ți mai vin ideile. Deci e constructiv. Dar chiar, uite, chiar n-am avut nicio... O singură dată, eu eram foarte bolnav, fi se făcuse rău cu o seară înainte și la filmări m-ai întrebat un lucru de 3 ori, unul după altul și ți-am dat răspuns și tu mă întrebai în continuu chestia. Mamă, dar ce-ai ținut minte? Eu nu mai țin minte. Nu știu ce ți-a spus și te-ai întors și... Naomit, nu țipa la mine, era cu camere pe noi. Dar nu țipa pe mine, zic, dar mi-e rău. Dar ce să fac? Deci îngerii binelui se ceartă. Să mai ceartă mă și îngerii. Foarte, nu se întâmplă, nu. Asta a fost singurul moment pe care eu țin minte să fi... N-am avut divergență, n-am avut. În care ai vrut să... Am vorbit puțin mai tare, nu. Da, cât asta gândiți... și pentru că el, probabil, tu nu ești un tip conflictual, așa, am senzație. Ești mai tolerant, nu? Treabă pe Florin. Pare că nu este. Pare, nu? Pare că nu este. Da, eu am un scop și ca să-mi ating scopul, uneori trebuie să trec este peste alte dedicat. Lucruri. Este foarte dedicat. Nu, că iar mă cer, ți-am avut o gândire. Vreau să întreb, atunci când aranjați o locuință, Reni, cât vă gândiți să fie funcțională și cât vă gândiți să fie spectaculoasă? În primul rând ne gândim să fie funcțională. Asta vreau să zic. Iarăți faci casă. Și-au dat seama oamenii că pui întrebări. Și nu numai că îți faci casă, dar există niște discuții. Cineva vrea mai simplu funcțional. Și cumva vrei să și alege aici. Ai așa niște gânduri. Nu, da, ia, hai să vă... Sau e în funcție de buget. Asta nu mai discutăm. Întotdeauna e în funcție de buget. Cum o tragi tu pe persoană fizică? N-am văzut așa ceva. E bună întrebarea? Foarte bună. E o întrebare foarte bună. Dar țintit pe visuri, întotdeauna trebuie să fie funcțional. Pentru că oricât ne-ar plăcea nouă să fie spectaculos,
este mult mai important ca după ce noi plecăm, oamenii aceia să se simtă confortabili în casă, să aibă spații de depozitare, să casa respectivă să îndeplinească toate nevoile lor și apoi să fie foarte frumos, da? Până să ne punem problema ce texturi și culori, e important să fie funcțional. Așa, așa, așa faci și tu? La mine, eu nu pot. Așa faci și tu? Ai, mă, nu! La mine e o combinație între lucruri și depinde foarte mult și cui este adresată casa. Adică la ultimul caz pe care noi am filmat, stai, unde este vorba de un domn foarte în vârstă și cu un copil mic, categoric mi-am asigurat că ei nu mai au absolut nimic de făcut acolo după se ce am plecat, gata, nici măcar da. Să nu mute, nu știu, ceva. Dar recunosc că este o emisiune TV și o parte din binele pe care aducem noi este și înspre educația estetică și calitatea de viață a oamenilor. Și atunci noi trebuie să ne facem treabă și pe partea aia, trebuie să bifăm și lucrul ăsta. Și o combinație acolo între. Dar să știi că facem lucrul ăsta fără neapărat să ni-l propunem. Acum face, adică trebuie să spui acolo amprenta și trebuie să fii tu. Da, da, da. Poate e dat și... Sora ei. Da. Foarte bine, ajutați-o, că micuța are și niște nevoi, vă dați seama. Nu, tot timpul pui problema să mă pui pe mine într-o lumină proastă. Nu, eu te pun în lumina corectă. Adică, na, ia uite-mă, păi să faci casă pe pipera și e lumină proastă. Nu îl mută nimeni, e ok, stai liniște. Da. Mulțumim tare mult pentru vizită. Așadar, nu uitați, avem Visuri la Cheie în această seară de la 20:30.